Bă, destul de bine, pot adusă pe roți. 1.4 benzină, 2010. Cum e asta, au mai avut elemente revopsite. Hai să-l vedem pe ăsta pe benzină. Să știți că arată destul de bine. E pilot recent adusă, 160.000 de kilometri. Deci, practic, e motorul de pe Duster pe mașina asta. Și ce-mi place, că are și panoramicul ăsta, care e frumos rău de tot. Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou vlog. Băi, astăzi suntem la târgul din Drobeta, turnul Severin, și vom merge să căutăm câteva SUV-uri. Pentru că știți bine că în vlogul anterior vă spuneam eu că vine o perioadă de iarnă și dacă vând Seat-ul, o să-mi cumpăr un SUV. Seat-ul este la vânzare și mi-au scris câțiva dintre voi care mă urmăriți pe YouTube și știți că mașina este într-o stare impecabilă, doar că eu vreau să vă dau și să iau ceva mai ieftin, adică vreau să spun de un SUV și am zis, băi, dacă tot caut o mașină, hai să mergem la târgul din Drobeta, turnul Severin, cel din apropierea mea, să vedem ce SUV-uri vom găsi pentru vânzare. Așa că o să încerc să le filmez pe toate. Nu știu dacă o să le verificăm cu car vertical, probabil o să le verificăm. Nu uitați că aveți reducere 15% din partea mea pe car vertical, pe primul link din descriere. Acum să vedem ce SUV-uri găsim. Bă, cum am intrat în târg, cum am descoperit un Hyundai Tucson 2008, 140 de cai, care arată destul de bine pe exterior. Cauciucuri foarte bune, dar sunt de vară. Cui de remorcare cu două tobe. Bine, bună mașina, arată foarte bine. Nu știu cum merge și de ce țară, cred că este de Franța, că am văzut-o și pe OLX. Astea care sunt de Franța nu prea au rugină. Și pe dedesubt arată destul de interesant. La pragul absolut deloc rugină, este o culoare gri, nichel, pe la mânere. Hai să vedem și la interior. Interior cu volan de piele, cutie în 6 trepte, CD player normală, climatronic, cotieră, scaune normale, cup holdere și nu avem butonul de 4.2, înseamnă că e 4.4 permanent. Și arată și din față. Bă, destul de bine. A fost adusă pe roți. Astea de față sunt de iarnă, de pe spate de vară. Merită 3.590. Ei, am mai găsit aici și un Volkswagen Tiguan care arată destul de bine, dar ăsta sigur e model mai nou. De Germania, cauciucul la fel de vară. Nu are proiectoare, nu are lupe, din ce văd eu. Fără rugină, albă, volan normal, cutie în 6 trepte, cu AC-ul, nu e foarte bine dotat, nu are nici pilot automat, tapiserie de piele. Sunt curios cam la ce preț se învârte mașina asta, hai să o vedem și din spate și din lateral. Și arată de la spate, are și DPF-ul într-o stare bună. Cârlig de remorcare. A, și e pe benzină, TSI-ul. Interesant. O poți deschide. 1.4 benzină, 2010, 85.000 de kilometri. Așa arată și la interior. Foarte curată, frână de mână electrică, auto-hold, pare destul de întreținută pentru cine dorește o benzinară, 85.000 de kilometri, 1.390. Nissan Qashqai e o altă alegere foarte bună, o mașină care e din 2012 și are un preț mai ridicat, să spun așa, e 7.790, deși și cam merită prețul dacă e de
anul acesta de fabricație și are 7 locuri. Stai să vă arăt eu prima dată și la interior. E cu dublu climatronic, cu navigație originală, comenzi pe volan, 6 trepte, tapiserie normală, cup holder, putem spune, uite, are și panoramic, are și câteva dotări bine puse la punct, arată bine și din lateral, cauciucuri de iarnă, jante care arată destul de bine. Bine, este și o mașină mai nouă, este cam peste bugetul nostru, dar cred că ar fi o alegere bună. Am tot văzut că se cumpără aceste mașini. Cred că după Q5, astea sunt cele mai căutate. Și asta arată destul de bine. Da, se pare că sunt și SUV-uri care au dotări și sunt bine întreținute. SUV-urile nu au mulți kilometri pentru că nu se prea merge cu el atât de mult, ca și cu mașini mici. Mai avem aici un Hyundai Tucson de Franța, alb. Pe cameră arată bine, în realitate nu e chiar așa. La bara de față mă refer. 4-wheel drive, adică 4 care se decuplează. Arată bine pe tablă, nu are rugine nici asta, bine, ale de Franța nu au în general rugină, dar cum e asta, au mai avut elemente revopsite, bara nu se așează chiar tocmai bine. Toate au dublă evacuare, cauciucuri, ia să vedem ce sunt. Cred că sunt de vară, că nu văd să scrie M plus S, da, sunt, cu siguranță sunt de vară. Hai să vedem și la interior. Da, are buton acolo de 4-wheel drive, TCS. Tapiserie normală. Nu are pilot automat. Are aceu, nu are panoramic, dar să vedem prețul. Prețul este exclusiv. Probabil o să vedeți voi pe OLX dacă vedeți mașina asta. Cred că până în 3000 de euro. Nu e rea. Dar nu știu dacă aș alege eu. Kia Sportage are o mașină făcută pe platforma de la Hyundai Tucson. Uite, asta chiar arată bine. Și uite ce cauciucuri bune are de iarnă. Are puțină rugină aici, dar nu este foarte mare. Același sistem de tracțiune. La interior un volan care este îmbrăcat. Buton de 4-drive. Tapiserie de piele cu semipiele. Cutie în 6 trepte, încălzire în scaune, dublu climatronic. Și asta are câteva dotări. Să vedem și prețul dacă e la fel. Hai să vă arăt din față. Așa arată și de pe lateralul acesta. Dar nu are preț mașina, probabil nu este la vânzare, este a cuiva de aici din târg, dar nu știu la ce preț să-mi vând mașinile astea, lăsați voi mai jos un comentariu, deși arată foarte bine asta, parcă e puțin mai mare decât Tucson-ul. Hai să vedem și un BMW, un X3, să vedem pe la ce preț se învârte. Și l-am găsit pe acesta aici în târg, frumușel cu lupe, spălătoare de faruri, care arată bine și pe tablă, bine, acum e foarte mult, dar nimeni nu l-a spălat, nu l-a curățat. Nu știu de ce țară este, dar arată bine rău de tot, până și tobele sunt foarte curate. Cred că e modelul cu DPF ceva.
senzor de parcare, cui X3, dar e primul model, adică NFL-ul. Are un sticker cu X-Drive, deși nu cred că este X-Drive. Comenzi pe volan, volan din ăla ca la E46 de al vechi. Climatronic, încălzire în scara 1 nu are. 6 trepte, cup holder, tapiserie normală. Și BC-ul. Hai să vedem cât costă. 2006, 2.0 diesel, 4.450 de euro. Ce ziceți, merită acest preț? Deși eu consider că cred că ar merita. Hai să trecem mai departe să vă prezint niște Duster-uri pe benzină, cred că și pe motorină. Hai să-l vedem pe ăsta pe benzină din 2014. Bă, ăstea tot foarte bune ca o alegere. Sunt peste bugetul meu, dar sunt mașini excelente pentru a-ți face treabă cu ele. Cred că sunt de Franța ăștia cele aduse, fără rugină, cauciucuri de iarnă, într-o stare destul de bună. Hai să vedem ce dotări ne oferă Duster-ul. Comenzi pe volan, pilot automat, AC-ul, CD player-ul ăla normal, cutie în 6 rapoarte, tapiserie de textile care arată destul de bine. 106.000 de kilometri, foarte puțin, din 2014, motor 1.2 pe benzină, 7.950 de euro. Nu știu prea multe despre motorizările astea pe benzină de 1.2, eu credeam că sunt decât 1.6 la Duster. Ăla este un motor excelent, 1.6, 16 valve. Ăsta de 1.2, nu știu ce să zic, dar prețul este bun. Ăsta este tot 1.6 benzină cu 116.000 de kilometri din 2011, adică este nou facelift, dar arată la fel de bine. Pe tablă cam au același formă, parcă ăstea la facelift sunt puțin mai bombate și diferă jantele. Bine, astea nu sunt originale, astea sunt originale de Dacia și vedeți voi acolo are niște plastice pe uși. Asta e 1.6, 16 valve, cu motorizare excelentă. Hai să vedem și interiorul său. Nu are comenzi pe volan, AC-ul, ca la Loganul al vechi, geamurile electrice acolo în față și doar pe față și are buton ca la Tucson, nu știu dacă vedeți voi acolo, undeva lângă schimbători, un buton rotund care muți de pe 4.4 pe 4.2. 1000 de euro, rar efectuat, 116.000 de kilometri. La variante 1500, bă, nu știu dacă, nu cred că ar fi o mașină rea, cred că merită prețul ăsta. O altă mașină ce mi-a sugerat voi mie ca să o cumpăr și bă, să știți că arată destul de bine, e Suzuki Gran Vitara, asta e modelul 2008 cu o motorizare de 1.9. Ăsta cel puțin care vi-l arăt eu acum e foarte... arată foarte bine, verde cu cauciucuri foarte bune de iarnă, speciale pentru SUV. DDS, spuneți ce înseamnă asta pentru că eu nu mă pricep. Hai să vi-l arăt pe tablă. Cui de remorcare. Bă, da, bine rău arată pe tabla asta, cu roata de rezervă aici. Gran Vitara, la fel arată și pe dreapta, într-o stare impecabilă. Hai să vedem pe partea asta cum arată interiorul. Cutie în 5 rapoarte, încălzire în scaune, priză de 12 și 120 de volți, un buton de la 4.4 la 4.2 se vede acolo, da? Climatronic sau nu, e AC-ul. Comenzi pe volan. Tapicerie foarte curată. Ba, asta chiar îmi place.
De asta pot spune că îmi place, uite, și încălzirea în oglinzi. Hai să vedem prețul său. Parcă are așa și un design mai nouț. Dar nu știu despre motorizările astea de 1.9, ce... Cum sunt? 130 de cai, 1.9, e ca și cum ai spune 1.9131 ca la Passat, an 2008, 4x4 la buton, greu ușor cu reductor, climă, navigație, 4 geamuri electrice, pilot, recent adusă, 160.000 de km real, 5.290, bă, sincer, cred că merită 5.000 de euro. Navigație nu are, dar așa a trecut-o el acolo, deși are un buton de scrie nav, dar gândiți-vă că e o navigație din mai veche, mai vechiuță. Sincer, pe mașina asta, din poziția actuală, dacă aș avea aproape bugetul ăsta, cred că aș da undeva la 4.700 pe ea, cam pe acolo, pentru că își merită prețul. Chiar arată bine. Să vă mai arăt un Nissan Qashqai, modelul NFL. Este unui băiat care îl cunosc și o are la vânzare. Mașina este de Suedia, nu e pregătită încă pentru vânzare, pentru că se vede că mai are mici defecte, însă și prețul este mult sub prețul pieții, pot spune așa. Cauciucuri de vară, jante de aliaj. Pe lateral arată chiar foarte bine, ce are defecte cam pe aici, sau nu știu dacă sunt defecte, nu cred că sunt defecte. Deschidere pe senzor. Ce an de fabricație? 2008? 2007-2008. Da, uite, are și panoramic. Da, mă, merge bine drumul. Ai cheia de la ea? Așa arată și din spate și are cui de remorcare, senzor de parcare, DCU. DCU, probabil ăsta e motor ca la Renault, ca la Megane, din gama Megane. Și pe partea asta arată destul de bine, foarte mici defecte. Hai să o deschidem. Ah, de fapt e închis. Hai să-l încheia, să vedem. Chiar sunt curios cum merge. Mai are mici defecte pe la ea, dar n-am. Are de 200. Aha, uite că... Da, mă, merge. Gata, merge. Merge, mă, tot pe mașină, tot. 4 geamuri electrice. Bă, să știți că arată destul de bine. Încălzire în scaune, aici. Ăsta nu știu ce este. Dublu climatronic, CD player, nu știu dacă e MP3 sau nu. Asta apare acolo, senzorul de la ușă și cheia care este în mâna mea. Priviți și voi ce cheie are. Ați văzut că se deschide la amprentă. Comenzi pe volan. Oglinzile electrice și rabatabile. Keyless entry, da, vedeți acolo. Asta doar trebuie să fie atașată cheia, să o puneți undeva. Are și lamă, dar asta doar să deschizi tu ușile dacă se întâmplă ceva. Bă, ia să o pornim, să vedem cum pornește. Sincer să fiu, nu știu de unde pornește. Probabil de pe butonul ăsta unde scrie push. Aha, am înțeles. Deci nu e un fel de alt climatronic. Așa arată și bordul. E bateria foarte slabă. Bă, motorul merge destul de bine. Acum doar ce am pornit-o, nu are erori aprinse în bord. O lăsăm puțin să încălzească, 200.000 de kilometri reali. Climatronic. Cât zisești că are asta motorul? 1.9, 2.0, ce? Cât? 1.5 ca la Logan. Da, 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 este cel mai bun. Serios? Acum să zic înainte să închide cu 5.000 de euro. Și n-avea un punct de loc, avea nimic. Nu te mergi pe ea, vei cum mergi, scoate. Mă lași, a? Da, da.
Bă, hai să facem o tură, pentru că băiatul mi-a dat permisiunea să fac și o tură cu mașina. Bă, sunt curios cum merge. Chiar sunt curios, pentru că nu am avut niciodată un Jeep. Scaunele astea îmi plac la nebunie, sunt foarte confortabile. Direcția este ușoară. Senzorii merg. Cutie 6 rapoarte și ați auzit motor de 1.5. Hai să dăm o tură, să vedem cum merge. Nu mai punem centura pentru că suntem în parcare. Deci, practic, e motorul de pe Duster pe mașina asta. Enervant sunetul ăsta de la centura. Ia să vedem, are așa zvâc. Are, nu e ca și cum ar fi un 2.0, dar are. De mers, merge. Hai să întoarcem aici, să nu îi trambalăm mașina omului prea mult. Și ce-mi place, că are și panoramicul ăsta, care e frumos rău de tot. Că un aspect ca la Renault, avem butoanele astea care seamănă destul de bine. Chiar, sunt curios, panoramicul cum se deschide? Asta e doar perdeluță, panoramicul nu se deschide practic. Doar panoramic și atât. Bă, nu e o mașină rea, să mă bată mama, chiar îmi place. Până la urmă e 2008, un an foarte bun. Nu e ca Leonul să aibă același zvâc, doar că, na, e Jeep. Nu este mașină mică. Ea doar că scrie Nissan, că pe rest e același lucru. Și cum e asta? 4x4 sau e doar fața? Dar fața. Da. Bă, mai bine o să-i consumă mic. Aia e, la consum. Spațioasă și în spate și tapiseria asta foarte, foarte moale. E un rocit. 2010. Bă, eu mă uitam de asta acum. Ia să vedem și la portbagaj cum sunt așa. A, uite, tot așa are pe deschidere din asta. Apeși pe el să închide și să deschide. E spațios, nu-i mare. Da, e mare portbagajul. Ce le-a bate? Azi bune, mă, ca mașină. Bă, gata, am plecat de la târg. Ați văzut cum stă treaba. Ați văzut că am făcut și un test drive cu mașina unei cunoștințe de ale mele, deoarece restul mașinilor mi-era oarecum așa aiurea, ca să le spun la oameni sau să și vorbesc, că majoritatea se uitau mai ciudat la mine așa când filmam cu telefon, deși intenția mea nu era ca să le defăimez mașinile sau alte chestii, pentru că chiar sunt interesat de un SUV. Și ați văzut că am testat ultima dată acum un Nissan Qashqai 1.5, deci eu nu știu prea multe despre această motorizare, de fapt despre motorizare știu pentru că este Renault, dar băi, interesantă ca mașină, ca SUV, însă cel mai mare dezavantaj ar fi că are tracțiune doar pe față, nu e 4x4 sau să fie la buton, să fie 4x2 sau ceva de genul. Nu știu dacă aș alege, deși mi-a plăcut extrem de mult cum a mers, iar prețul la 4500 Qashqai mai rar să găsești din 2008. O mașină excelentă pentru iarnă, destul de înaltă. Lăsați și voi mai jos părerea voastră în comentarii și spuneți-mi care dintre mașinile ce vi le-am arătat astăzi, SUV-urile care vi le-am arătat astăzi, v-a plăcut cel mai mult și care își merită prețul, pentru că da, au fost prețuri mai ridicate și la prețuri mai mici. Dacă apreciați acest clip, like, subscribe, share și ne vedem data viitoare într-un nou vlog. Vă salut, bye bye!